Ana, în vârstă de 46 de ani, duce de ani de zile o dispută juridică cu diferite structuri medicale care au fost implicate în cazul ei după ce i-au amputat mâinile și picioarele din greșeală. În 2014, italiencei a fost diagnosticată o tumoare malignă. Ea a fost operată la Roma, i-au fost extirpate uterul, ovarele, 40 de ganglioni limfatici și vezica urinară, înlocuită cu una ortotopică. Ulterior, examenul histologic a răsturnat diagnosticul inițial, dezvăluind că nu suferea de o tumoare malignă. A fost doar începutul unui coșmar ce avea să continue cu infecții, febră și peritonita acută generalizată, provocată de perforarea vezicii urinare. Toate acestea au condus la necesitatea unei operații de amputare a membrelor. Există un proces judiciar care va stabili eventualele responsabilități imputabile diferitelor structuri medicale implicate în tratamentul pacientei. A precizat Spitalul din Terni, unul dintre cei implicați, spunând că este sigur de corectitudinea activității medicilor săi, relatează mesajul.ro.